Salutare și bună dimineața, am revenit. Aseară ați văzut, am dat hidroizolația asta aici. Urmează să mai dau un strat imediat. Dar înainte de asta, o să mai aduc pe aici ce nu prea trebuie. Să le bag acolo, în așa zis, sub pod. Și după să dau un strat aici, să șlefui acolo toată camera aia. Să dau o mână de glet și aici. Și cred că atât pe ziua de azi. Dar hai să vedem ce va ieși și cum va merge de repede. Am pregătit materialul, am curățat un pic suprafața pe unde erau mici imperfecțiuni. Acum urmează să mă apuc să întind. Vroiam să pun și pe colțurile alea acea bandă și să dau și pereții ăștia 3, de fapt, de acolo din ușă și până aici în ușă, dar o să las pe altă dată. De ce? Pentru că trebuie să șlefui un pic aici și n-aș vrea să bag praful acum între hidroizolații. Mai bine las și fac după. Bun. Hai să vedem ce o să iese. Ei bine, am apucat un pic de șlefuit, am făcut o probă și acum o să-i dau bătaie. Cu becul și mașina e mică de șlefuit, am împrumutat-o, puteam să împrumut o girafă, dar am zis că mai mult mai chinui cu ea pe aici, așa că eu zic că e mai ok asta. Bun, hai să vedem! Am șlefuit, dar m-am împotmolit. Peretele ăsta care l-am dat ieri cu glet nu s-a uscat suficient, așa că n-am decât să-l las. Am făcut restul totul, am curățat și dozele și colțurile. Mai am puțin la șpalet să mai fac mici retușuri. Și în mare parte e cam gata. Iar apoi, de fapt acum, o să mă apuc în partea cealaltă să termin de șlefuit peretele ăla și cel din dreapta. Și vreau să dau și gletul acolo și cred că o să mă opresc. Continuăm. Cred că ați prins ideea cu șlefuitul. Am renunțat să mai filmez. Am dat între timp și gletul pe partea asta la baie. Sper să se usuce până vin. Rămâne de șlefuit asta și cu pereții ăștia de la baie. Adică practic pereții de rigips, gips cartonul. Și cam atât. Și șpaleții aia nu i-am făcut. Colțurile astea, porțiunea asta. Trebuie să plec acum. Am făcut și izolația asta, după cum ați văzut. Cam aici ne oprim. Speram să dau și amorsa în partea cealaltă, dar data viitoare. Asta e. Dacă nu s-a uscat gletul, n-am ce să fac. Ok, cam aici ne oprim. Vă mulțumesc de vizionare. Nu uitați să vă abonați. Apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu cele mai noi postări. Vă salut. La revedere.